Bună ziua, dragii mei, și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vrem astăzi să pregătim, să fac repede, niște paste pentru copii, că așa mi-a cerut și vreau să le pregătesc imediat. O să fie rapide, imediat. Și vrem să începem cu usturoiul. Îmi pregătesc usturoiul. Fac mai repede pentru că Nora face mai încet. Și văd că copiii acum se grăbesc, încerc repede să le fac, când le faci, nu? Să le facem, că dacă ei aude că fac paste, nu, ce să fac? Pastele le place la greu. Și că pun niște usturoi, așa, două mai mici și două mai mari. Dar nu să ia așa de greu. Mi se lipește mâinile. Nu, bun. Avem și niște ceapă roșie, așa, o ceapă roșie și una albă. Ne place pentru că îi dă un gust așa mai bun, ceapă roșie. Cam tocătorul ăsta nu prea așa bun, e prea mic și nu prea sunt învățată să fac cu el. Dar acum nu. Dacă l-am luat, lasă să fie acum, ce să fac. Vreau să vă spun că la noi este o vreme așa frumoasă. O să terminăm și noi și mai mergem afară, să mai stăm și noi afară la aer, pentru că, nu, tot în casă, așa că usturoiul să-l punem la urmă. Usturoiul. Păi, de mine și de mine deja a venit războiul. Cu ceapa asta. Ia zi, cu ceapa asta. Nu, bun, mergem. A pus mama o lente, baie, ceapa și lăsăm să se pălească. Da, Nora, eu aici, uite, vezi, am pus uleiul în sticla aia mare, Nora. Și tot a pus uleiul, că avem sticla aia de 5 litri. Și mi-este greu să iau cu ea și mi-a pus Nora aici în sticla asta că s-a terminat uleiul. Na, și a mai căzut pe jos, a mai căzut aici așa. Ștergem așa ca să... Bun. Așa. Am pus niște paste de bulion aici așa. Bulion din ăsta. Am dizolvat-o cu niște apă. Acum mergem să punem și usturoiul. Punem aici usturoiul. Am pus niște sare peste ceapă. Așa lăsăm un pic. Nu vreau ca să nu se ardă. Apa la paste. Avem niște paste integrale. Acum vin și punem și carnea. Da? Da. Punem carnea măcinată. Ce să fac, prieteni, spra și surori cu copiii ăștia, că le place spaghetele. Stai să iau una mai, stai acolo așa, nu dacă vii. Să-mi iau o lingură de lemn, că nu e așa tare. Să-mi iau ăla de... Ca să fac așa. Ca să nu rămâne popolașe cu
Asta cam așa e carnea asta de vită și de porc amestecată. Acum cumpărăm și noi ce putem, că nu avem de unde să mergem să cumpărăm. Când aude că vreau să le fac paste, Doamne, mă zăpăcește pastele astea. Când le faci? Hai, fă-le, când le faci? Da. Acum le fac. Lăsăm așa un pic carnea să se albească. O să punem niște foi de dafin. Trebuie să pun asta aici, așa, Nora. Că vin imediat. Când am fost la Lider și n-am căutat foi de dafin, Nora, vezi că am uitat. Da. Da. Pun așa o frunzuliță până acum. Ia că așa, nu mai pun mai mult, că nu avem. O să pun niște pipăr negru măcinat, să văd că ăsta nu e așa picant, Nora, trebuie să mai cumpăr. Asta nu e așa picant. Așa. Mi se termină, vezi? Nu mai avem. Trebuie să mai iau. Asta e picant la greu, ăsta, pudră ăsta care da. Îl cumpere așa. E foarte picant. No, acum venim să punem și pasta de bulion, stai așa, acolo. Așa, de mai tare un pic și după aia iar lăsăm mai încet. Mai pun un pic apă, că... Dacă mai trebuie, nu știu cum e la gust asta, punem un pic de zahăr. Și la gust, că nici n-am gustat, să văd. Nora, punem un pic de boia. Am să pun din aia un pic care este picantă. Bine. Îți place, nu, Nora? Da. Picanta asta, care e? Asta e. Trebuie să-mi iau o lingură. Să mai iau o lingură. Asta care am pus, o să punem. Jumatei, așa. Ne-am cumpărat alta pentru că asta cam un pic e picantă. Ne-am luat alta, așa, din asta la pungă. Am cumpărat care nu este picantă. Vreau să vă spun că piparca asta, boiaua care o cumpăr eu, și asta un pic picantă și aia fumată, vă spun că are o aromă și gustul așa, dacă o guste așa cum e ea, simt așa ardeiul ăla, știți? Dar vreau să vă spun că din altă parte, aia mai ieftină, care e mai ieftină, nu are așa aromă, nu e așa bună. O să pun acum un pic de zahăr, Nora, aici așa, ca să fie ardeiul. Dacă... Pentru 50 de bani, pentru 1 euro, ai cumpărat ceva mai bun, nu e așa bun. Aia mai ieftină, nu e așa bună. Și de ce? No, iată, punem o lingură de zahăr. Sare am pus. Hai, hai, hai. Dau cu ei pe jos. Așa e la bucătărie. Mai cade oalele, mai cade farfurile, mai cade lingurile. Ce să facem? Așa e, Nora? Da. Normal. Mă, ce greu. Cred că pun pastele aici așa, Nora. Că ăsta are timp să se facă așa încet. Că ăsta merge cam încet. Punem aici apa pentru paste. Ca să fiarbă. Acum aici o să punem puțin pătrunjel uscat. Unde e? Unde e? Ia cât l-am găsit.
Așa niște pătrunjel. Acum fiecare pune după gust ce le place. Busuioc, cimbru, oregano, ce vă place? Nu, nu ne place condimentele, am mai spus. Din astea așa, mai aromate. Așa. Acum lăsăm sosul să fiarbă. Fierbe și apa noastră imediat, stai să dăm mai tare. Avem paste din astea așa integrale, care am cumpărat, ați văzut, am cumpărat. Le cumpăr și pentru Abel, că are și el probleme la zi. Am uitat. La făinoase astea, făinoasele. Sunt gluten, cu glutenul ăsta, da. Când mănâncă paste care nu sunt integrale, are probleme. Și așa că cumpăr pentru el și mâncăm toată familia că sunt bune. Imediat o să le punem la fiert. Revenim când ferbe apa să punem și pastele noastre. Da, Nora. Ce ai făcut, Nora? Eu stau aici. Oare se vede bine? Văd că se vede în ceață. Nu merge becul ăsta aici, uită. Da, ea se vede. Nu, vedeți? Nu. Ce e aici? Nu știu. Cu lumina asta, dacă se vede bine sau nu. Avem un pic de soare, se vede așa încolo unde este geamul, cam se vede mai în ceață, așa, de la soare. Dar cred că se vede bine. Eu cred că se vede bine. N-are cum. Nora, știi ce să faci? Hai să-ți arăt. Nivelează-l așa să fie drept acolo, ia-l de pe margină, bulionul ăsta, cu lingura, ca să punem puțin ulei în el. Un pic, știi? Ca să nu mucegăiască. Așa. Vrem să punem, să punem la frigider ca să nu prindă mucegai, că dacă lăsăm așa, l-am deschis și dacă lăsăm așa, el o să prindă mucegai, bulionul. Trebuie să vedem, dar nu pune acum, că vreau să gust acolo, ca să văd cum e, dacă mai trebuie să pun, că văd că nu e așa tare. Nu are, da, nu are așa aromă tare, nu e așa concentrat, nu. Trebuie să mă uit acolo, să văd. Da. Noi vă mulțumim, frați și surori, prieteni dragi, pentru tot că ne trimiteți foarte frumoase comentarii, mesaje. Deja nu mai am cuvinte cum să vă mai mulțumesc. Știți voi că eu vă mulțumesc de fiecare dată și sunt recunoscătoare că sunteți cu noi în fiecare zi, că ne urmăriți. Și pentru doamna vreau să mă uit la mesaj acolo, Nora, vreau să închid ca să văd. Ferbe apa. Vedeți aici ferbe. Așa. Sosul nostru ferbe. Acum, ce-i cu pastele astea? Așa, când le gata, zici că se duc la, nu știu unde, stai să iau. Apă de aici, așa, de pe paste, să pun aici, că am mai scăzut, sosul. Și foarte, vreau să vă spun că dacă facem treaba asta, luăm apă de aici de la paste, o să fie mai gustos. Și sosul, știți voi, să îngroașă. Pentru cei care nu știu, bineînțeles. Pentru tineri care vor să învață să facă mâncare, da? Eu sunt aici pentru tineri, da? Și pentru surorile mele minunate, pentru frații mei binecuvântați care mă urmăresc cu atâta drag și îmi trimite așa frumoase
Câteodată mă bâlbâi și eu aici și... No, nu mai știu să vorbesc. Ia cât așa. No. Suntem și noi oameni, mai greșim, mai bârbâim pe aici, așa. Da, prieten, așa e. Sosul nostru se face. Stai să iau o paletă, stai așa, nu rămân un popi. Cu bucătăria asta care ne împedicăm. Dacă mă duc încolo, Nora stă acolo și filmează și... Mai un pic spaghete. Iară sunt cu spaghetele. Pastele. Dar am luat și... Stai, am luat și spaghete. Așa, ca să își mai fac și apel. Da? Tot așa, un pic grave din astea. Și vreau să vă spun că apel își mai face așa niște salată cu ton din cuscus. Vedeți? O să fac și eu într-o zi, ca să vă arăt, salată. Puteam să fac și ieri, că am avut, vezi, Nora, o salată bună de ton, să pun acolo de toate. Dar trebuie să mergem la Lidl să cumpărăm ton, că nu mai este la Aldi ton. Nu mai găsim ton la Aldi. De câte poate ori a fost atâtea... Nora și Iosif să cumpără? Spune tu de câte ori ai fost. Am fost de 2-3 ori. Vezi? Dar poate și... că a dus de atâtea timp. Poate că a pus marfă, nu știu. Habar n-am. Iată, mi s-a acum cu două linguri în mână. Vezi? Ce înseamnă să n-ai bucătărie cum trebuie. Păi da? Așa se întâmplă. Ce să facem, prieteni? Așa cum v-am spus de mai multe ori. Facem așa cum putem. Suntem într-o țară străină. Hai să vă spun ceva. Noi când am venit aici în Belgia și a venit Marcel în Belgia, el a venit prima dată, dar vreau să vă spun că numai un pic o să vă... spun așa câte puțin, dar într-o zi am să fac o filmare să vă povestesc cum a venit Marcel în Belgia și cum am venit și eu în Belgia. Am să povestesc și treaba asta, să facem o filmare pe tema asta, dar când a venit Marcel, a venit el prima dată în Belgia și... Așa, a venit el și noi ne-am vorbit de acasă. Am avut copii atunci mici, foarte mici. Iosif avea 2 ani, 2 anișori. Băiatul meu cel mai mare, Marcel, e cu 6 ani mai mare decât Iosif. El a avut 8 ani și m-am vorbit cu Marcel și am zis: Marcel, du-te tu acolo, că eu o să stau acasă cu copii, eu nu o să mă duc acolo. N-are pentru ce să mă duc. La ce să mă duc? Că nu știm cum e, unde o să mergi, unde o să stai, unde o să locuiești. Mergi că nu știu unde mergi și ce, cum o să se întâmplă. Dacă mergi într-o țară străină și nu cunoști pe nimeni și nu cunoștea el niște fraze de aici, dar nu. Nu prea știa el unde și cum. Și așa că el a venit aici. Și eu n-am avut de gând să vin. După 4 luni de zile mi-a zis Marcel Valerica, vreau să vii aici în Belgia, că toată lumea rămâne aici, cei care vin pe 3 luni nu mai se întoarce acasă în țară, să ne facem și noi, să ne facem și noi o căsuță, să ne facem și noi, pentru că aveam căsuța de părinții mei, care stăteam eu și sora mea, o să vă povestesc, așa că într-o zi o să povestim noi și cu treaba asta, cum era și cum a fost, așa că mai un pic. Și vreau să vă spun că noi n-am venit să stăm, vreau să spun. Marcel a venit să stă 3 luni, să vină acasă și tot la 3 luni el să vină acasă. Dar dacă așa au fost lucrurile, am venit. Eu, mai un pic, un minut, două și gata sunt. Și aici și gata. Și când am venit, am stat așa cum am putut, vreau să vă spun. Când am venit și toți atunci când am venit în 2002, când multă lume au venit de acasă, nu a stat toți să aibă apartamente mari, să aibă chirii mari, să aibă căști cumpărate, să aibă vile, să aibă palate. Nu erau așa.
oamenii erau foarte modești și cum știe toată lumea și voi prieteni care sunteți de pe hotare și ați plecat, eu cred că tot așa la fel ați fost și voi prima dată când ați plecat din țară. Pentru un trai mai bun și pentru familiile voastre, pentru copilașii voștri. Noi tot așa am venit, pentru familia noastră, pentru copiii noștri să aibă un trai mai bun, pentru că acasă nu ne descurcam, mai ales în timpul ăla. Mai ales atunci căutam eu și Marcel disperați după muncă să mergem, să ne angajăm undeva. Așa cum am mai spus-o pe niște filmări, sora mea avea 12 clase făcute și ea era angajată la fabrica de duhan, unde se făceau țigările de duhan, așa îi spunea la fabrica aia, în Arad. Și eu m-am dus să mă angajez și eu, pe mine nu m-a luat, că a spus că eu nu am multe clase, eu am avut numai 8 clase, sora mea a avut 12 și pe ea a luat-o și pe mine nu m-a luat. Pe Marcel la fel cu 4 clase, nici de cum. Și căutam să ne angajăm undeva, disperați, să ne punem undeva, să trăim și noi și... N-aveai unde să lucrezi în timpul ăla. Nu prea erau fabrici. De fapt, când au venit fabricile și s-a mai deschis, nici nu mai știu. Nu mai știu când a fost și la noi un pic acum, că sora mea a venit în Spania după 12 ani, vreau să vă spun. Sora mea după 12 ani a venit acasă în România și acum lucrează la croitorie în Arad. Ea se descurcă, așa cum v-am mai spus, pentru că ea nu are copii. Că sunt gata spasele, Nora. Hai că îi luăm. Ia uite că nu-i ferbem așa, să-i tocim, să-i facem. Vai, șamar. Nu, bun. Aici, asta, sosul, gata. Așa cum a spus sora mea, săraca nu are copii. Ia cu bărbatul, ea se descurcă cu 1000 de euro, acasă nu plătește chiria, numai apa și curent, impozitul la un an de zile, ea se descurcă. Eu dacă meream acasă să muncesc așa cum muncește sora mea și eu, cum sunt bolnavă, eu nu puteam să muncesc ce muncește ea. Că eu am muncit aici în Belgia, prieteni, ce faci și surori, pentru cei care nu știe. Nu, bun, Nora, hai că... Nora, gata... Am scurs pastele și acum le punem aici așa. Da. Acum să mănâncă copiii și o să mergem afară. Avem niște cașcaval un pic, așa, să punem, dacă mai trebuie puțin, un pic să pun niște apă de la paste, ca să fie așa un sos mai bun, ora, ca să nu fie așa, știi? Numai un pic, nu mult, un pic o să punem, nu mult, pentru că... Așa. Vedeți? Să aibă un pic așa, sos mai lichid un pic, nu să fie săci. Da. Eu cred că sunt bune. Nu, cam așa, ce să facem, dar trebuie să facem și pofta la copii. Ce să facem, prieteni? Ia ca așa. Nu le mâncăm în fiecare zi. Așa, mai rar. Pastele sunt... Ai. Abel și cu Iosi disperă după pastele astea. Când aude că fac, nici nu mai mă lasă să mai mă răsuflu. Nu, bun. Sunt gata. S-a făcut așa, vedeți? Un pic sosul. Așa, bun. Oprim la gazul și pastele noastre sunt gata. Revenim dincolo, Nora. Da, Nora. Punem un pic așa, peste. Niște cașcaval așa răzărit am eu. Așa. Să facem o poză, Nora.
O să faci așa o poză? Da, ce nu stură așa ochii? Okay. Îmi pun și un pic. Eu nu vreau mult, așa un pic. Pentru mine e suficient. Degustare, așa, că doar vreau să gust și eu un pic. Și cu un pic de cașcaval. Nora, îți pui tu cât vrei, da? Da. Da. Așa. Să gustăm împreună, da? Să vedem cum sunt pastele noastre. Wow! Sunt fierbinți. Bune. Super. Îți place, Iosif? Nu am gustat. Eu, n-ai gustat. Sunt foarte bune. Rapide, imediat. Pentru că era mai mult vorbă. No, bun. Cam atât. Noi vă mulțumim din suflet că sunteți cu noi. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, nu uitați să vă abonați și să dați mai departe videoclipurile noastre. Vă iubim, vă îmbrățișăm și ne vedem la următorul filmuleț. La revedere! La revedere!